Da unde e tu? Sigur că ar trebui să fac asta cu toate zilele tăbărul noastră și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce să ne ispitim, dar și cine îndoiește cel rău. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnule, să ne rugăm stăpâne, Doamne Dumnezeu nostru, care binecuvântezi toate. Ne rugăm, Doamne, ce-i binecuvântează acest început. Dă-ne, Doamne, celor care vor veni aici și vor învăța, minte luminată, spune-mi toate. Ajută-i, Doamne, cu bătrâne cea mare să-și însușească toate cunoștințele spre folosul lor și spre bucuria părinților lor. Că Tu ești, Doamne, cel ce-i binecuvântezi toate, ce slavă înțăm, Tatălui, Fiului, Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De tot să vă ajutăm și eu și cu la fel. Te rog, Părinte, cu binecuvântarea ce ceva ce spre... Ce vă mai trebuie? Nu? Nu. Dragoste și privirea Maicii Domnului, orice problemă, cât ar fi de grea, îi vom găsi răspuns. Da, te rog, la fel. O să încep activitatea cu trigonometria. Știți, am vorbit data trecută, trigonometria fiind partea matematicii care ne dă de regulă mare bătaie de cap. Și asta, în primul rând, pentru faptul că am început trigonometria ca pe un set de formule, puți acolo una în alta formulele cele și de la loc încolo ne-a prins frica, teama de trigonometrie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vă spun că trigonometria o să o pricepem din clipa asta ca pe un obiect la îndemâna noastră. O să vedeți că toate formulele acelea, setul acela de formule imens, este la îndemâna voastră. Ele vor curge formulele unele din altele foarte, foarte ușor le veți demonstra. Vă voi povesti un lucru. Când eram elev în clasa a 10-a, am mai spus-o la clasele la care am predat, le-am spus că trigonometria pe vremea mea se făcea în clasa a 10-a. Și pe trimestre, fiind acolo, trimestru 1, trimestru 2, trimestru 3, da? Așa. Pe trimestru 2, în vacanța de primăvară, mi-amintesc ca și acum, într-una din duminici, cred că în prima duminică, nu greșesc deloc, m-am prins de dimineață și m-am întrebat. Ia să încerc eu să fac ceva la trigonometrie. O tristețe totală m-a prins. De ce? Am constatat că nimic nu știam la trigonometrie. Pentru că profesorul meu a venit la ore, mi-a aruncat pe tablă formulele acelea, eu nu am reușit să le leg deloc între ele, profesorul nu mi-a explicat cum ele se deduc unele din altele, n-am descoperit firul roșu și atunci tot ce am acumulat ca formule le-am pus unele lângă altele, nu se legau deloc, azi ne-am învățat, mâine ne-am uitat. Azi ne-am învățat, mâine ne-am uitat. Și atunci am spus, nu se poate. La ce m-am dus eu la școală? De ce am ajuns eu la școală? Mai bine mă duceam. Dacă în final m-am rămas cu nimic, pe ce? Și am deschis manualul și am luat de la prima formulă, de la formula fundamentală, și am demonstrat totul după manual, cu creionul în mână și cu caietul lângă mine, o dată într-un cap la celălalt și după aceea încă o dată singur și am descoperit firul roșu al trigonometriei, încât an de-a rândul, iată vreo 30 ceva de ani, de când tot predau trigonometria, o predau la nivelul acela pe care l-am înțeles eu ca elev în clasa 10. Deci, acum veți asista, eu mă transpun în poziția elevului din clasa 10-a și am să încerc să parcurgem împreună. Și ca să vedeți că împreună pornim la treabă, am să invit pe cineva și să facem împreună treaba asta. Hai să vedem. Ia uitați de unde să pornim noi. Pornim la să desenăm un triunghi dreptunghic. Deci desenăm un triunghi dreptunghic. Așa. Nu neapărat dreptunghic isoscel. Deci un triunghi dreptunghic oarecare, deci lungim mai mult una din catete. Catetele să nu fie obligatorii egale.
Și să lătăm cu... cred că încă e umedă tabla. Să vedem. Este și primul experiment. Nu prea se vede, nu așa? Tabla pare a fi una de asta lucioasă și nu... nu ne... Dar să vedem cum merge. Triunghiul ABC, cu A notăm de regulă unghiul drept. A, B, C. A, B, C. Iar latura opusă cu litere mici. Fără un pic mai mari. Literele A, B, C, vârfurile triunghiului A, B, A mic. Nu, nu, nu. Se notează A, A mic, C mic și B mic. Dar A mai mare, ca să se bată. Da. A, B mai mare și C mai mare. Prin definiție, când spun prin definiție, așa s-a stabilit. Că sinusul unui unghi, sinus de unghiul B, hai să spunem sus. Cateta alăturată. Este egal, sinusul este egal cu cine? Cateta alăturată. Nu? E opusă suprainfluență. A, sin de unghiul B, egal cu cateta opusă, egal cu B mic, supra A. A mic. Deci vă rog să observați că sinus de unghiul B, dar prin definiție, cum să spui def, prin definiție sinusul este cateta opusă supra ipotenuză. Cosinus de unghiul B, cos de unghiul B, cateta alăturată supra ipotenuză. Așa, cateta alăturată supra ipotenuză. Tangenta, tot prin definiție. Tangenta este egal cu cateta opusă supra cateta alăturată. Prin definiție, o să ajungem acolo. Ce prin? B este... B mic, supra... Supra A. Supra C mic. Cateta opusă supra cateta alăturată. Iar cu tangenta este cateta alăturată supra cateta opusă. Dar tu vrei să spui și cateta, nu știu ce, cateta alăturată supra cateta opusă, da? Ce supra... Ia să vedem. Ce supra B? Ce supra B? Hai, te rog să te concentrezi, să nu mai scrii așa. Da? Te concentrezi. Încă o dată. Prin definiție, sinusul este cateta opusă supra ipotenuză, cosinusul este cateta alăturată supra ipotenuză, tangenta cateta opusă supra cateta alăturată, iar cotangenta este cateta care? Cateta alăturată? Supra ce opusă, sigur că da. O să vedem acolo, să ajungem. Asta prin definiție. Dacă eu m-am referit la unghiul B, dar dacă mă refer la unghiul C, hai să scrim sinusul de unghiul C cu cine este egal. Nu vorbește altcineva. Sinusul de unghiul C vorbește în studiilor. Egal cu cateta opusă a unghiului C mic. Supra. Deci, sinusul, prin definiție, este cateta opusă. Să scrim cuvinte. Haideți să scrim cuvinte. Scrie așa. Sinus de unghiul C egal cu linii de fracții, cateta opusă. Da? Vă rog să-mi puneți întrebări, dar cu ceva în decât. Cateta opusă supra cateta... Supra ipotenuză. Supra ipotenuză. Ipotenuză. Și egal cu cateta opusă. Cine este cateta opusă unghiului C? Unghiul C de aici. Se uită spre cateta opusă. Asta este. C mic, da? Supra ipotenuză. Supra toată ipotenuză. A mic. Cos de unghiul B egal cateta alăturată. Nu cateta cos de unghiul B. Cos de unghiul C. Cos de unghiul B e spus. Cateta alăturată. Care este vecină, cateta care este vecină unghiului C. Cine este vecină unghiului C? B. B mic, supra ipotenuză. Și egal mai dedesubt, tangenta, scrim în cuvinte, tangenta unghiului C, tangenta unghiului egal cu? Cateta alăturată, supra cateta opusă. Cateta opusă. Opusă supra cateta alăturată. Cateta opusă supra cateta alăturată.
Cine este asta? Iar cotangenta. Cateta alăturată supra cateta opusă. Egal cu cateta alăturată. Cateta alăturată supra cateta opusă. Egal cu B supra C. Egal cu B supra C. Să reluăm încă o dată. Deci, putem spune așa, că sinusul egal cateta, clar, prin definiție, cateta opusă supra ipotenuză, cosinusul, cateta alăturată supra ipotenuză, tangenta, cateta opusă pe cea alăturată și cotangenta alăturată pe opusă. Vă rog să priviți acum la sinus de B. Cu cine este egal? Sin de B. Care e B pe A. Și cos de C, care e tot B pe A. Văzând acest rezultat, ne permite să spunem așa, că sinus de aici, îți spui, te rog. Da, sinus de B egal cu cos de C. Sin de B egal cu cos de C. Exact. Sin de B egal cu cosinus de C. Așa mai mare. Hai, privim spre cos de B și sin de C. Uitați-vă la cos de B și la sin de C. Ce vă rog? Puteți să vă spune, deci pătul lui Iulia cineva. Da, cos de B și egal cu sin de C. Tangentul de B egal cu tangent, cotangent. Așa, tangent de B. Tangent de B egal cu cotangent de C. Și cotangent de B egal cu tangent de C. Da? Bine. Dar unghiul B și cu C, cât fac împreună într-un dreptunghi? 90 de grade. Așa. În loc de C putem să spunem, scrim de sub B plus C egal cu 90. Orice dreptunghi se dă asta. B plus C egal cu 90. Da. Din care rezultă că C-ul va fi egal cu 90 minus B. Minus B. C-ul egal cu 90 minus B. Și atunci vom avea. Să punem aici, un trage așa o liniuță, și spunem așa. Că pe C de aici, care l-am găsit 90 da. Minus B, să locuiești pe C-ul. Și îl apare că sin de B, sin de B egal cu? Egal cu cosinus de 90 minus B. Corect. Sin de B egal cu cosinus de 90 minus B. Sin de B egal cu cosinus de 90 minus B. Că cosinus de B egal cu sinus de 90 minus B. Sinus de 90 minus B. Că tangentă de B, uitați-vă și voi, tangent de B egal cu cotangentă de 90 minus B. Cotangentă de 90 minus B. Și cotangentă de B este egal cu tangentă de 90 minus B. Iată aceste patru formule foarte interesante, că sinus de un unghi egal cu cos de 90 minus acel unghi. Că iată, cosinus de un unghi egal cu sin de 90 minus acel unghi, tangentă egal cu cotangentă de 90 și cotangentă egal cu tangentă. Aceste formule foarte interesante, dacă în loc de beta, în loc de B, punem unghiul C, să știți că lucrează tot așa de bine. Da. Eu pot să spun sin de unghiul C egal cu cos de 90 minus C. Minus C, da. Deci în loc de B sau punem C, tot același lucru. În general o să punem un unghi alfa. Și o să spun sin de alfa egal cu, iată să le scriem sus, aici, deasupra, și să le avem. Cum o să spunem? Sin de alfa egal cu cos de 90 minus alfa. Da. Cosinus. Cosinus de alfa egal cu sinus de 90 minus alfa. Oare? Tangentul de alfa egal cu cotangentul de 90 minus alfa.
Corect. Și cotangentul de alfa egal cu tangentul de 90 minus alfa. Bine. Ceea ce am scris acum sunt patru formule, primele patru formule pe care se convenim să le numim într-un fel. Deci împreună vom stabili și din clipa asta vom ști la cine ne referim, dacă noi chiar stabilim cum să le numim acum. O să zicem că faptul că se leagă sinusul cu cosinusul, cosinusul cu sinusul, tangenta... Formule de legătură între funcții și cofuncții. Formule de legătură între funcții, să le numim, și cofuncții. Deci punem acolo adă și spunem în dreptul său formule de legătură între funcții și cofuncții. Nu o mai uităm niciodată. Aceste patru formule, o să zicem că sunt formule de legătură între funcții și cofuncții. Formule de legătură între funcții și cofuncții. Da. Formule de legătură între funcții, între funcțiile acestea și cofuncții. Dar am pronunțat cuvântul funcție. Hai să ne amintim. Ce este aia o funcție? O corespondență între două mulțimi. Da? Ce face? Ce se întâmplă printr-o funcție? Unele anumite mulțimi, după rețeta respectivă, apar ca urmare a corespondenței niște elemente. Unui anumit X se pune corespondență un Y, alt X, alt Y. Așa, da. Hai să ne amintim împreună cine a spus că este sinusul. Sinus a spus că este, scrie încă o dată, sinus de unghiul B, bunoară. Sin de unghiul B egal cu cine a spus? Adică mai precis, B-ul cateta opusă, B B supra. Vă rog să-mi spuneți ce fel de număr este B supra. Ce fel de număr este B supra? Subunitar. Subunitar. Deci e subunitar. Cateta este mai mică decât ipotenuza. Exact. B pe A e mai mic sau ce mult egal cu 1. Da, 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 da. Deci mai mic egal decât 1. Mai mic egal decât 1. Cu alte cuvinte, sinusul pune în corespondență unui unghi, alfa, îi se pune în corespondență un număr. Valoarea sinusului unui unghi este un număr cel mult 1. Totdeauna mai mic decât 1. Pentru că vedeți că totdeauna fracția asta este subunitară. Deci o primă chestie este că putem gândi sinusul ca fiind în calitate de funcție. Adică sinusul ce să facă? Să fie definit pe unghiuri, unui unghi îi se pune în corespondență un număr. Un număr subunitar. Chiar vă rog să semnalăm chestia asta. Prin funcția sinus, unui unghi îi se pune în corespondență un număr subunitar. Deocamdată măcar asta să realizăm. Dar prin cosinus. Tot subunitar. Cateta alăturată spre ipotenuză. Deci cateta e tot mai mică decât ipotenuză. Exact. Cos de unghiul B. Deci și prin sinus, și prin cosinus unor unghiuri, li se pune în corespondență, ce li se pune? Li se pune niște corespondențe, niște numere subunitare. Dacă veți vedea vreodată scris că sinus de un unghi egal cu 3, dacă veți vedea așa, sin de alfa egal cu 3, veți fi în stare să acceptați așa ceva? Nu. Nu, pentru că valoarea sinusului este cel mult 1. Așa ceva, de acum vă, chiar vă și... Sigur că da, este fals. Spune, domnule, nu mă jigni, cum să fie sinusul egal cu 3, valoarea sinusului? Sinusul are ca număr, nu, valoarea sinusului este un număr cel mult 1, maxim 1. Bine. Acum, după ce am văzut legătura asta între funcții și cofuncții, noi o să tot ștergem tapa, pentru că spațiul este foarte important. Noi avem spațiu mic aici, observați. Știți ce? Haideți să vă propun următorul lucru.
Știm teorema lui Pitagora într-un triunghi dreptunghi. Ce spuneți la asta? Pătratul ipotenuzei este egal cu suma pătratelor catetelor. Deci A mic la A. Teorema lui Pitagora. Teorema lui Pitagora sunt așa. B pătrat plus C pătrat. B pătrat plus C pătrat. C pătrat egal cu A pătrat. Egal cu A pătrat. B pătrat plus C pătrat egal cu A pătrat. Hai să împărțim totul printr-un A pătrat. Împărțim egalitatea printr-un A pătrat. B pătrat supra A pătrat. B pătrat. Da, B pătrat supra A pătrat. C pătrat supra A pătrat egal cu 1. Dar fiindcă și B-ul și A-ul este la pătrat, putem scrie aici B supra A totul la pătrat. B supra A totul la pătrat. Plus C pe A totul la pătrat egal cu 1. Ei, dacă așa stau lucrurile, dar B pe A cine este, dacă vă amintiți? Sinus de B. De B. Da. Și C pe A este? Sinus cosinus de B. Poți de unde B. Și atunci poți să... Sin pătrat de B. Sin pătrat de B plus cos pătrat de B este egal cu 1. Fantastic! Formula fundamentală. Mi se părea rău că așa s-au visat cu cineva și i-au venit așa lui prin somn. Nu văd somn. Dar de unde e beta din B până la alfa, apare prima formulă. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1. Iată și prima formulă foarte importantă. Ea mai poate și numele de formula fundamentală a trigonometriei. Să o scriem și noi. Deci lângă cele, scriem aici prima formulă pe care am descoperit-o, anume că sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa, sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1, prima formulă fundamentală. Chiar scriem dreptul său, formula fundamentală a trigonometriei. Formula fundamentală a trigonometriei. De sin pătrat de ceva plus cos pătrat de același lucru, de același lucru, face 1. Sin pătrat de alfa. Formula fundamentală a trigonometriei. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa este egal cu 1. Bun. Haideți să ne mai amintim un lucru. Am avut la un moment dat că sinus de unghiul B, să scriem asta, sinus de unghiul B, prin definiție, egal cateta opusă, adică B mic supra A, așa este, și că cos de unghiul B, vorbește cum era. Egal cu ce mai am sinus de unghiul B, este egal cu ce mic supra A. Că tangenta de unghiul B, prin definiție, cateta opusă. B mic supra C mic. Și cotangentă de unghiul B este egal cu C mic supra B. Știți ce? Aș vrea să fac raportul sinus pe cosinus. Sin de B supra cos de B. Deci să încercăm să facem raportul. Sin de B supra cos de B. Sin de B supra cos de B egal cu B pe A. B pe A. Supra C pe A. A cu A duce și egal cu B supra C. Tangent. Iar B supra C avem acolo... Este chiar tangent. Egal cu tangent de B. Deci sin de alfa supra cos de alfa egal cu tangentul de alfa. Poți să adaugi aici că sinus tangentul de alfa, tangentul de alfa este egal. Tangent de alfa e sin de alfa supra cos de alfa. Deci când zic tangentă, face sin pe cos, dar nu vreau eu așa hotărât din profesor. Și așa e și din calcul. Nu așa că a făcut sin pe cos, dar cotul și a ieșit foarte tare. Iar cos pe sin egal cu cotangentă. Iar cos pe sin va face cotangentă. Să spunem cotangentă de alfa este egal cos de alfa supra sin de alfa. Și să mai notăm că tangenta e inversa cotangentă. Da, 1 supra cotangentă. Tangenta de alfa este egal cu 1 supra cotangentă. Sau cotangenta 1 pe tangentă. Una este inversa alta. Una este B supra C și cealaltă este C supra B. Din nou facem un pic de pauză și am vrea acum ca aceste patru formule să le grupăm. Așa cum am zis aici că sunt formule de legătură între funcții și cofuncții.
Și aceste patru să le avem încă o dată scrise. Iată că sunt scrise aici. Eu cred că o să faci acum o apărare între acele patru. Voi le scrieți încă o dată pe toate patru, să le aveți. Și să vă veniți să le numim într-un fel. Sunt niște formule trigonometrice, formule de legătură, care primesc același unghi alfa. Formule de legătură ale aceluiași unghi. Așa le putem. Formule de legătură, formule trigonometrice, formule de legătură ale aceluiași unghi. Formule de legătură ale aceluiași unghi. Sigur că da. Deci, ale aceluiași unghi. Formule de legătură ale aceluiași unghi. Adică, în clipa de față, avem același unghi aici. Atât în stânga, cât și în dreapta, la fiecare din la fiecare din funcții, atât la sinus, cosinus, tangentă și cotangentă, lucrează spre același unghi. Ce vreau să spun aici? Că sin pătrat de 7x plus 1, plus cos pătrat tot de 7x plus 1, face 1. Da? Sin pătrat de o expresie, plus cos pătrat de aceeași expresie face 1. Că tangentă de o expresie este sin de supracos, de aceeași expresie, că cotangenta e cos pe sin și tangenta e 1 pe cotangentă, dar la același unghi ne referim. Am mai câștigat câte formule tu în clipa de față? Încă 4 formule. Bun. Iată-ne, ușor, ușor, făcând pași mărunți, observați cu foarte multă grijă, parcă suntem copiii mici care învață să meargă, ne teamă să nu picăm, nu bruscăm deloc, nu accelerăm, încercăm să percepem foarte bine. După ce s-a ajuns la nivelul ăsta, s-a dorit să ne imaginăm un model matematic. Un model în care să apară unghiurile acestea, să fie unghiuri cât de mari sau unghiuri cât de mici. Și atunci, ideea a fost să vedem un cerc, într-un cerc ce se întâmplă. Și unghiurile le-am văzut la centru. Iată care este ideea. Deci ne interesează un model. Un model, să spunem, matematic. Pentru asta am să desenez un cerc. Din păcate, tabla asta alunecă foarte tare, treptat. Cred că trebuie să umblăm la tablă și nu știu cu ce să devină un pic poroasă. Dar și credeți cu borș? Nu cred că e un borș. Pare borș să fie capabil să o facă cu diluant. Alunec mai tare. Sau diluant. Diluant. Vom vedea noi. Ne mai interesăm la cei care știu foarte bine. Poate găsim o tablă bună. Deocamdată, astăzi trebuie să descurca așa cum dă Dumnezeu. Deci am văzut un cerc trigonometric. În acest cerc trigonometric am să duc, gata? Suntem atenți. Am să duc cei doi diametri perpendiculari. Și una, deci cei doi diametri perpendiculari, și anume, asta o să socotim axa Y-ilor, da? Da. Hai să spunem A' și axa Y-ilor B'. Ne echipuim că aici, în partea asta, sunt X și pozitiv, nu? Că de parcă am fi dus în plan. Știți bine că în plan, ducem cele două axe perpendiculare, axa Y-ilor, axa Y-ilor și în partea dreaptă merg pozitiv, în partea stângă nu merg negativ. Y și pozitiv. În jos negativ. Așa. Se întâmplă ca, prin ducerea celor doi diametri, cercul să fie împărțit în patru cadrane. Cadranul 1, 2, 3 și 4. Cadranul 1, 2, 3 și 4. Vom socoti unghiurile în sens pozitiv când un punct M pleacă din A și se mișcă spre B. Deci dacă M pleacă din A și o ia în sensul ăsta, atunci spunem că va determina unghiuri pozitive.
Iar dacă pleacă în sensul celălalt, o să spunem unghiuri negativ. Când punctul M este chiar în A, nu am nicio deschizătură între OA și OM. Deschizătura dintre OA și OM va fi un unghi la centru. Da. Când M este pe aici undeva, hai să zic situația în care M ar fi 30 de grade. De 30 de grade, asta înseamnă că 90 de grade îl împarte în câte 3 părți. Da. Deci în clipa asta, iată că am construit un unghi la centru, un unghi la centru, un unghi, uitați în sensul ăsta, de 30 de grade. Dacă aș fi luat în sensul celălalt, aș fi avut un unghi de câte grade? De minus 30 de grade. Și îmi doresc un triunghi dreptunghi, că într-un triunghi dreptunghi poți să definezi sinusul și cosinusul. Ducem perpendicular prin dinie. Dinie, perpendicular. Iată, aici perpendicular, să zic M1. M1. Astfel ia naștere triunghiul O, M, M1. Triunghiul O, M, M1. Și acum ne rog să începem împreună și să stabilim niște lucruri în legătură cu toată construcția asta. O să luăm cercul acesta cu raza de 1, stabilim ca mărimea să fie de 1, 1 metru, 1 centimetru, 1 milimetru, oricum raza de o unitate. Deci cercul cu raza de 1, da? Cercul, uitați-l, cercul cu raza 1, îl numim cerc trigonometric. Așa. Cercul cu raza 1, cerc trigonometric. Așa. Împreună mai stabilim acum ceea ce am și spus mai devreme, că OA este originea oricărui unghi, una din semilaturile unghiului. Orice unghi are două semidrepte. Da? Ce este un unghi? Este format de două semidrepte. Una din semidreptele unghiilor o să o putim OA, care rămâne întotdeauna fixă. Deci notăm. Una din semidreptele unghiului la centru, una din semidreptele unghiului la centru, o să o gândim OA. Iar a doua semidreaptă va fi OM, M fiind un punct la întâmplare pe cer. A doua semidreaptă fiind OM, M fiind un punct oarecare pe cer. Și spunem așa, dacă M coincide cu A, unghiul de câte grade este când o M? De 0 grade. Ia să spunem, dacă M egal cu A, rezultă unghiul alfa, unghiul alfa va fi egal cu 0 grade. Deci, nu am deschidătură, alfa este scădat. Dacă M ajunge în B, dacă M ajunge în B, unghiul de 20 de grade. Ia să spunem, când M egal cu B, rezultă că alfa va fi 90 de grade. Dacă M ajunge în A', M egal cu A', dacă M egal cu A', alfa egal cu 110. Bun. Dacă M e B', dacă M egal cu B', și dacă M egal în A din nou, ajunge în A după o mișcare, da. Bun, dacă M vom denumi sens trigonometric, sens pozitiv trigonometric, sensul mișcării inversul acelor de cea sorte. Cacele se mișcă așa, invers este sensul pozitiv, da? Deci notați. Sens pozitiv, numim sens pozitiv, sensul pozitiv, liniuță, mișcarea inversă a celor de ceasornic pentru punctul M. Mișcarea inversă a celor de ceasornic pentru punctul M. Asta e sens pozitiv. Iar sens negativ,
În sensul acelor de ceasuri. Sunt negativ, deci starea lui el, în sensul acelor de ceasuri. Știi ce? Dacă tot am făcut această construcție, hai acum într-un unghiu O, E, M, M, să definim sinus de unghiu alfa. Cu cine ar fi egal sinus de unghiu alfa? În triunghi, spui. În triunghiul O, E, M, M, sinus de alfa, egal cu cine ar fi mai devreme? Cateta opusă. De M, M, supra ipotenuză. Cateta opusă cine este? M, M, supra O, E. M1 supra OE. M1 supra OE. Și egal mai bine. Cu M1 supra OE. Cât e de mare OE? 1. Așa. Egal cu M1 supra egal cu M1. Egal cu M1. De acord? Deci, sin de alfa egal cu M1. Dedesubt, cos de alfa cos de alfa egal cu cateta alăturată. OA supra OE. OA. OE mun. OE mun. Așa e bine, da? Deci, M1 supra OE. A fost bine supra OE. Da, ăsta e M și asta e hipotenuza. OE. Și tot OE. Așa. Da. E M1 supra OM. Nu-i OA. Nu-i toată OA. Până aici este. Deci vine O M1 supra OE. Și cum OE nu-i de cât e de mare? 1 egal cu OE. Egal cu OE. Ei, ce reprezintă OE1? Punctul M este un punct pe cer. Este un punct în plan. Ca orice punct în plan are două coordonate. Are un X și un Y. Deci de aici poți să pui în paranteză. M de coordonate. M de coordonate, X-ul și Y-ul. Cine este X-ul punctului M? O M1. Dar în loc de O M1, ce poți să spui în loc de O M1? Cos de alfa. Cos de alfa. Și virgulă? Sin de alfa. Păi, foarte interesant. Ia uitați și la ce lucru interesant am ajuns. Sinusul unui unghi în cel la sinusul unui în cercul trigonometric, sinusul este Y cu punctul de pe cer. Da. Y cu punctul de pe cer. Iar cosinusul este X cu punctul de pe cer. Formidabilă chestia asta. Păi merge să reținem. Ne-a apărut clar asta. Să notăm și noi. Deci, sinusul unui unghi în cercul trigonometric, sinusul unui unghi în cercul trigonometric este sinusul unui unghi în cercul trigonometric este ce am spus că este amuntată. Y. Sinusul Y și cosul Y. Y cu punctului de pe cer. Y cu punctului de pe cer. Iar cosinusul este X-ul punctului de pe cer. Cosinusul unui unghi. Cosinusul unui unghi. În cercul trigonometric este cosinusul unui unghi. În cercul trigonometric este X. X-ul punctului de pe cer. Așadar, ne limitele că sinusul înseamnă Y-ul punctului de pe cer, iar cosinusul înseamnă X-ul punctului de pe cer. Un lucru superb este. Este un lucru extraordinar. Și să vedeți. Spun că este un lucru extraordinar pentru că când unghiul apa e de 90 de grade, apa e de 0 grade. Când apa e de 0 grade, mă, unde se află? În A. În A. A ce coordonate are? 0, 1 și 0. Deci, încă o dată? 1 și 0 este, da? Dar, în mod normal, B care coincide cu A, trebuie să spunem și noi. Pentru alfa egal cu 0 grade, rezultă că A egal cu A mare de coordonate 0,
Așa. E de coordonate. 1-0. 1-0. A de coordonate 1 și 0. X e 1. A de coordonate 1 și 0. Egal cu M de coordonate și tot. M de coordonate, dar M este cosinus de 0. Locuim mai mult. Cosinus de 1. Da, da. Cos de 0. Cosinus de 1. 0 și 1. Nu, păi mi-aș sunteți atenți, mă rog. Cosinus de 1. Totdeauna M va fi de coordonate cosinus a unghiului pe care îl face și sinus a unghiului. Deci acum, când alfa e de 0 grade, înseamnă că în loc de alfa pui 0 grade. Și M va fi de coordonate cos de 0, cos de 0, virgulă sin de 0. Dar de ce de 0? Fiindcă unghiul este de 0 grade. Ei, dar la alfa e ca cu 0, ai ca cu M. Și când două funcții egale, înseamnă că componentele de pe sunt egale. Cos de 0 egal cu 1? Sigur că da. Cos de 0 egal cu 1. Cos de 0 grade face 1. Și de 0 egal cu 0. Hai să înțelegem și mai bine. Tot, așa, e așa de greu? Nu, așa de greu. Mai rea o dată. Deci, indiferent unde M se va plimba pe cer, indiferent unde va fi, totdeauna, coordonatele punctului M vor fi cosinus de unghiul acela și sinus de unghiul acela. Pe locul întâi cosinusul și pe locul doi este sinusul. Iar în clipa în care vorbesc de un unghi, înseamnă că nu a ajuns undeva. Bunoară, la alfa 90 de grade. Când vorbesc de alfa 90 de grade, înseamnă că M în B. Și hai să spunem așa. Pentru alfa egal, da, acolo. Spunem așa. Pentru alfa egal cu 90 de grade. Pentru alfa egal cu 90 de grade. Rezultă. M egal cu B. B egal cu M. B egal cu M. Da. Dar trebuie B de coordonate să vedem. Ce coordonate are de aici? 0 și 1. 0 și 1. X-ul e 0 și de asta e aici. Și Y-ul e maxim 1 pe trice. M de coordonate. Păi M de coordonate. Cos de 90. Cos de 90. Că alta e 90 acum. Și de 90 grade. Și de 90 grade. De acolo ce rezultă? Deci, cos de 90 grade egal cu 0. Cu 1 cu 0. Cos de 90 grade este egal cu 0. Iar sin de 90 grade este egal cu 1. Să mergem mai departe. Să vedem că alfa e egal cu 180 de grade. Deci, dacă alfa e egal cu 180 de grade, atunci... Rezultă M egal cu A prim. Mă o ajunge în A prim. A da? Prim de coordonate minus 1. E minus 1, X e minus 1 și 0. 0. Minus 1 și 0. Egal cu M de coordonate cos de 180 de grade, sinus de 180 de grade. Cos de 180 de grade și sinus de 180 de grade. Din asta reiese că? Cos de 180 de grade. Și sinus de 180 de grade egal cu? 0. Sinus de 180 de grade este 0. 0. Hai să vedem acum că în alfa ajunge în B prim. Când alfa egal cu B. Alfa cât de grade? 270. 270. Rezultă, rezultă B prim de coordonate minus 1, 0. 0 minus 1. Da, B prim de coordonate 0. Minus 1. Și minus 1. Egal cu M de coordonate cos de 270. Cos de 270. Deci reiese că... Cosinus de 270 de grade egal cu 0
și sinus de 270 de grade egal cu 100. Iată, foarte clar aceste lucruri. Numai nu la întâmplare. Deci cosinusul de 270 de grade, repede mă gândesc la 270 de grade cosinusul X-ul și X-ul punctului de pe cer la 270 de grade înseamnă că sunt pe axa Y-lor și X-ul pe axa Y-lor este 0. Da? Iar sinusul de 270 de grade înseamnă că eu știu că sinusul Y cu punctul de pe cer, iar Y-ul în poziția asta, Y-ul în poziția asta cât este? Minus 1. Și iată că putem spune că avem sinusul egal cu minus 1, da? Deci, pentru alfa egal cu cât? Cu 360. Hai să vedem ce se întâmplă. Când alfa egal cu 360 de grade, vom avea... Păi, care mai mărturisește? Acum nu cred că perioada asta... Cât facem activitatea asta? Nu. Păi, cam cât durează activitatea dumneavoastră? Durează până la vreo 8. Da. În fiecare seară este așa? Nu pot de la 5 la 8, da. Da. Deci facem așa să activitate. Deci alfa egal cu deci alfa egal cu chestie. Alfa coordonate 1, 0. Da. Egal cu n de coordonate cosinus de 360. Sinus de 360. Deci rezultă cosinus de 360 de grade egal cu 1, iar sinus de 360 de grade egal cu 2. Așa, și cu asta sinus de 360 de grade este cât? 0. Sinus de 360 de grade este 0 și cosinus este 1 ca la 0 grade. Da. Este aceeași situație ca la 0 grade. De acord cu asta. Bun. Odată ce am stabilit aceste lucruri, știți ce? Mă bate gândul să încerc să stabilesc valorile pentru unghiurile mai importante. Deci ce bine ar fi să stabilim acel tabel pentru unghiurile mai importante? Să vedem cine este sinusul ce este. Unghiurile și aici sinus cu. Exact, exact. Încercăm acum să facem acel tabel. De la 0 grade. Uite așa începem. Aici o să punem sus unghiurile. Așa. Deci, alfa și aici funcția. Sinusul, 0 grade, apoi 30 de grade, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, apoi 300, 315, 330 și 360. Bun. Să tragem liniile, sinusul, apoi de desubt. Cosinusul. Acolo sinusul. Cosinusul. Să tragem altă linie tangenta. Că și tangenta, dacă știu sinusul și cosinusul, tangenta e sin pe cos. Și cu tangenta. Așa. Tangenta și cotangenta. De sinusul cosinusul, tangenta și cotangenta. Pentru valorile mai importante am spus, da? Sinusul cosinusul, tangenta și cotangenta pentru valorile mai importante.
Care sunt valorile mai importante? De la 0 până la 360 le-am luat pe toate. Și acum la 0 grade le știu. Cât e sinusul la 0 grade? 0. Iar cos de 0 este 1. Tangenta este? Tangenta 0 pe 1. Și cu tangența? 1 pe 0 nu sunt. Împărțirea, da? La 0? Da. La 30 de grade. 1 pe 0. Să nu spunem mecanic. Să vedem de ce este 1 pe 2. Haideți împreună să vedem. Cum e desen aici, e numai bine. 30 de grade, da? Sinusul este Y cu punctul de pe cerc. Cum se găsește Y? Trebuie să ducem de aici perpendicular. Y cu punctul de pe cerc era chiar asta. Cam la mijloc. Ia să vedem cum va pică la mijloc. Cât asta este Y, adică ăsta. Ăsta este sinus. Uite așa. Sinus de 30 de grade. Sin de 30 de grade. Și cealaltă este cos de 30 de grade. Cine în spate spune că valoarea sinusului este 1 pe 2? Asta e nouă, data cercului, iar sinusul e la spate. Dar zic, nu știu. Sigur, nu putem vorbi. Cum vine? Vine cu B. E cu B. Și un e cu B. Ce fel de plâng este asta? S, B, O, e un trunchi isos, echilateral. Isosel deocamdată. De ce este isosel? Pentru că O, M și cu O, B sunt raze, da? Și un trunchi isosel care are unghiul ăsta de câte grade din vârf? 60. Devine echilateral. Și atunci înălțimea dusă de ori, unde pică înălțimea dusă de ori? La mijloc. E și mediană, și mediatoare. Toare și bisectoare. De toate. Asta înseamnă că pică la mijloc și toată fiind de cât de mare. 1 pe 1, deci 1 pe 2. 1 pe 2. De aceea e 1 pe 2. Nu că o visa cineva, sin de 30 grade, 1 pe 2. Deci ăsta este motivul de ce, iată, spuneam că sin de 30 grade este 1 pe 2. Dacă știm pe ăsta că e 1 pe 2, știm că asta toată cât e de mare? 1. Oare nu cumva prin Pitagora am putea afla pe OM1? Care este cine OM1? Este cosinus. Deci cos de 30 de grade, ia să începem mai ceva, cos de 30 de grade, cos de 30 de grade este egal cu cine am spus, este egal cu OM1. OM1. Și egal mai departe, OM1 cât a fi din Pitagora? Din radical din... din ipotenuza la pătrat. Din OM la pătrat, care e 1. Radical din OM la pătrat. Minus... minus M1 la pătrat. Minus M1 la pătrat. Și egal mai departe. Ori M e 1 la pătrat 1. 1. Minus M e 1. E 1 pe 2. 1 pe 4. 1 pe 2 la pătrat 1 pe 4. 1 pe 4. Da, la pătrat 1 pe 4. Și egal mai departe cu radical din... radical din 3 pe 4. Egal cu radical din 3 pe 2. Egal cu radical din 3. Totul pe 2. Deci radical din 3, totul pe 2. Iată că putem completa cu toată hotărârea la cos din 30 de grade, radical din 3 pe 2. Dar, încă o dată, este suficient să fi înțeles că sinusul e 1 pe 2, iar cosinusul s-a obținut din Pitagora. Deci lucrând acasă și făcând cel câte momente și lucrând cum am făcut aici, știi de ce? Clar de ce cos din 30 de grade este radical din 3 pe 2. Ca valoare știu că trebuie să fie un număr mai mic decât 1. Vă rog să spuneți dacă e mai mic decât 1. Radical de 3 este 1,77. Supra 2. Este perfect. 0 și ceva. 0,80 și nu știu cât ar veni, da?
sigur mai mic decât un astea lucru esențial. Iar tangenta că sinus pe cos, 1 pe 2 supraradical din 3 pe 2, 2 se împine, deci 1 supraradical din 3. 1 pe radical din 3, dacă s-a raționalizat, ne-ar vine radical din 3 pe 3. Radical din 3 pe 3. Radical din 3 pe 3 prin raționalizare. Iar cotangenta care este cos pe sin, radical din 3. Este radical din 3. Ce trebuie să faceți voi ca să țineți minte? Trebuie să vă faceți cercul trigonometric. Imediat să aveți în minte la 30 de grade că triunghiul ăsta este echilateral, că am sinusul Y punctului de pe cer, când am dus perpendiculara pică la mijloc, de ce e sinusul de 30 de grade este 1 pe 2? Nimeni nu are cum să vă mai contrazică când îi faceți chestia asta. Deci, îndată voi răspundeți că este 1 pe 2, că aveți toate motivele. Iar dacă știți că asta e 1 pe 2, asta e toată 1, prin Pitagora, formula fundamentală a trigonometriei, eventual, că sin pătrat plus cos pătrat de același nu fac împreună 1, vă iese că și asta, cosinusul, prin calcul, este radical dintre pe 2. În final, știm și sinusul și cosinusul. Dacă știm asta, știm tangenta. Știm cotangenta. Iată, rubrica e completată. Să mergem acum la câte grade, da? 45 de grade. Tot, voi face din nou cercul trigonometric. Vă invit să faceți din nou cercul trigonometric. Noi încercăm să-l substituim pe ăsta. Da? Încă un cerc trigonometric. Pe căițel. Și duceți la jumătate. Dacă aveți o monedă, ceva, vă descurcați foarte ușor. Exact la jumătate. Jumătatea arcului AB, deci jumătatea arcului AB, acolo se află punctul M. Și o să spunem M de coordonate. M de coordonate, ce este pe locul întâi? Cos. Cos de 45. Deci M de coordonate, cos de 45. Și virgulă, sinus de 45. Arată-mi, te rog, unghiul. De unde până unghiul ținut? Acela este unghiul. Ăsta e unghiul de 45 de grade. Pune-o să ceapă, ca să se înțeleagă că este unghi între OA și OE. Ei, ca să găsim sinusul și cosinusul, ducem perpendiculara din M. Da? MM1. Duce MM1 și acolo s-a format unghiul OMN1. Unghiul OMN1. Spuneți-mi mie, vă rog, între unghiul OMN1, ce fel de unghi? Dreptunghic, unghiul MN1 de 90 de grade. Dar mai mult. Isoscel. De ce este? Are două unghiuri de 45. Dacă unul e 46 și altul e 45. Și atunci, unghiul este dreptunghic, isoscel. Înseamnă că OM1 este cu M1. Dar OM1 cine era? Valoarea OM1 fungibilă. Cosinusul. Deci ăsta e cosinusul și ăsta cine? Sinusul. Deci cos de 7, de 45 și respectiv sinus de 45. Dacă vrei puteți duce așa, dar noi ne aici, ne rămânem în trânghiul ăsta. Ăsta este cosinusul de 45 de grade. 45 de până unul sinus. Dar da? De pe X e cosul. Spuneți-mi cum este sin de 45 cu cos de 45. Ziceți-mi, sin de 45 egal cu cos de 45. E foarte limpede, foarte clar. Deci egal? Da, se vede. Scade de negativ. Sin de 45 egal cu cos de 45. Ce știm noi? Că sin pătrat de ceva din unul, cu scos pătrat de altul, îi face 1. Și de 4 și se întâmplă la fel. Deci știi forma fundamentală. Sin pătrat de alfa, ia să scrie, sin pătrat de alfa cu scos pătrat de alfa, cu scos pătrat de alfa, face 1. Dar în loc de alfa, poți folosi parte bine unghiul de 45. Și atunci vine sin pătrat de 45, cu scos pătrat de 45, egal cu 1. Deci sin pătrat de 1, cu scos pătrat de același 1, face 1. Fiind egale, am două scuri. Nu te întrebi. Unul pe doi. Dar cu sinusul de față, păi unul și plus unul, nu poate să facă unul. Unul pe doi și unul adică
Ia să vedem, hai că ne depărtălesc. Ba nu! Băi, nu ne convingi tu așa că nu ne păcălești. Ai mă gândesc, adică plus cât faci unul. Același lucru, da? Deci, păi, că ele sunt egale. Hai să mătăm cu un X asta. Deci mătăm. Mătăm sinus de 45. Sinus de 45 egal cu cos de 45. Sinus de 45 egal cu cos de 45 egal cu X. Mătăm cu X, da? Și vine acum. Vorbește. X pătrat. X pătrat plus X pătrat egal cu 1. Perfect. X pătrat plus X pătrat egal cu 1. Deci 2X pătrat. Pe 2X pătrat egal cu 1. Rezultă X pătrat egal cu 1 egal cu 1 pe 2. X egal cu radical de 1 pe 2. X egal plus minus. 1 pe radical. O valoare trebuie să fie. Plus minus, nu? Că da, pe a pătrat e plus minus. Și egal cu plus minus. Plus minus radical de 2. Dar aici, X-ul, X-ul e pozitiv și Y-ul tot pozitiv. Deci e loc plus. Așa. Așa încât vom spune că... Ce vom spune? Că X egal... Cine a fost? Sin de 45. Deci la 45 de grade vom spune la sinus radical de 2 pe 2. Iar la cosinus tot radical de 2 pe 2. Dacă tangentul 1 și la tangentul 1. Tangenta sin pe cos e legală din 1 și tot tangenta 1. 1 și 1. Acum ați înțeles de ce sin de 45 face 1? Mă, că nu vreau, că nu 45 face 45, nu vreau eu. 45 face aceea. Și de ce sin de 45 face radical de 2 pe 2? Nu că e un moftal meu. Și este din calcul chestia asta. Foarte des avem nevoie. Cum vi s-a întâmplat să vă... Să vă opriți la unghiul de 45, la 30 și le spuneți la întâmplare. Din clipa asta nu le mai spunem la întâmplare, ci totul este pe cercul trigonometric. Vreau să vă spun că secretul trigonometriei, secretul trigonometriei înseamnă cercul trigonometric. Cine știe, cine descoperă lucruri pe cercul trigonometric, n-are voie să uite vreodată trigonometria. Că nimeni nu ți-a posibilitatea de a, ce, de a face ce lucru. Într-un colț acolo, un cerc trigonometric, îți schițezi 30 de grade, îți duci sinusul pe Y-ul, gata, pică la mijloc, 1 pe 2. Hotărâi lucrul. 1 pe 2 faci. Mergem mai departe. Mergem la unghiul de 60 de grade. Ia să vedem, la 30 de grade. Deci, ce o să fac acum? O să... 2, 3... Îl împart în 3 bucăți. Da, acum și luăm 2. Una. Două, iată cele două, trei. Și o să spun acum. Cos de 60 și sin de 60. Și începem acum să purtăm discuții. Atenție multă. Din nou ducem perpendicular din mă. Oare unde se pice? E cum ăsta. Jumătate. La jumătate. Sigur la jumătate, da? La jumătatea lui o A. Da. Deci o e 1 egal cu M1. Așa, da. Și o e o A fiind de 1, o e 1... Deci e 1 e 1 pe 2. Adică cos de 60 de grade e 1 pe 2. Cos de 60 de grade este 1 pe 2. Iar sinusul? Radical de 3. Sinusul radical de 3. Va fi radical de 3 pe 2, pentru că din 1 scad 1 pe 4 și n-am făcut odată. Radical din 3 pe 2. Domn profesor, da. Mai era mai ușor să luăm cosinus din 60 de grade egal cu sinus din 90 de grade minus 60. Da. Că degeaba nu pune legătura între funcții și cofuncții. Sigur că da. Iată colega voastră punctează foarte hotărât și spune așa. Păi ce ne mai chinuiți acum cu chestia asta, cu trigonometrie, cercul, nu știu ce, că de ce am făcut legătura între funcții și cofuncții? Și anume, că sinus de cât? Să spunem și noi, sinus de 60 de grade este egal cu cosinus de 90 minus 60. Și egal cu cosinus de 30. Care cos de 30 este făcut? Cât este radical din 3 pe 2. Că
Din nou, cosinus de 60 egal cu sinus de... Sinus de 90 minus 60. Da. Egal cu sinus de 30 de grade, care... Ai făcut? De ce să nu mai necrejești cu trigon cerc? Da, într-adevăr. Iar tangenta, adică tot tangenta, tangenta va fi radicală din 3. Așa este. Da. Și cotangenta va fi tangenta, adică radicală din 3 pe 3. Legătura între funcții și cofuncții. Iată că și roadele apar repede. Altfel muncim și aici cu asta voastră. Mergem mai departe. La 90 de grade. Sunt din 90 de grade. Sunt la cine acasă? Cine este acasă? La sinus acasă? Maxim. Maxim 1. 1. Cosinusul este 0. Tangenta. Nu e. Nu se poate. Nu există. Cotangenta este 0. Așa. Nu există. Cotangenta este 0. Să mergem acum. Sinus de 120 de grade. Sinus de 120 de grade. Egal cu cosinus de 120 minus 30. Eu zic să facem pe cerc, acolo ne descurcăm noi. Ca nu știu ce zici tu, 120 cu 20, nu, eu nu le știu pe asta. Eu nu le știu. Deci o să luăm 120 de grade. Punctul M va fi o treime din cadranul tot. M de coordonate. Cos de 120 de grade. Cos de 120 de grade. Sin de 120. Deci mâini de coordonate cos de 120 și sin de 120. Bun. Și acum. Haideți împreună să vedem care este sinusul. Sinusul înseamnă să duc Y-ul punctului de pe cerc, așa am stabilit. Și cosinusul înseamnă X-ul. De aici până aici este. Poți să spui cosinus de cât este acolo? Cos de 120. Cos de 120. Iar așa? Sinus. Așa. Da. Sinus de 120. Spuneți-mi cât e cos de 120. Minus 1 pe 2. Minus e partea stângă. E x negativ. Da? Deci este minus 1 pe 2. Nimeni nu ne rezistă la argumentația asta. Vă dați seama. E clar că e minus 1 pe 2. E vorba de un x negativ. Iar Y cum cât este? Nu e adevărat. Este un Y în sus. Ce fel de Y sunt? Pozitiv. Radical din 3 pe 2. Este cu plus radical din 3 pe 2. Da, puneți întrebări. Vă rog, face un serviciu și colegiul, că n-au înțeles. Deci pune întrebări, că nu se întâmplă nimic aici. Acum ai venit? Da? Deci, dacă încă o dată insist. Triunghiul ăsta ce fel de triunghi este? Echilateral. Un echilateral. De ce echilateral? Mai întâi cu O, M, cu O, A, prin sunt raze egale. Și dacă am un unghi de câte grade aici? De 60. Triunghiul isoscel cu unghiul de vârf de 60 devine echilateral. Din ce motiv? Păi ăsta două trebuie să facă 120. Și pe jumătate, da, pe jumătate, că ele sunt egale de la bază, 120 părțat 2, 60. Și tot un triunghi care toate unghiul este 60 este echilateral. Da? Și atunci înălțimea de aici e exact la mijloc. De oriunde ar duce. Și toată asta este de minus 1 și fiind aplicat la mijloc, e minus 1 pe 2. De ce e fost? De 120 de grade este minus 1 pe 2. Iar sinusul, fiind din partea de sus, este radical între 3 pe 2. Tangenta. Minus radical din 3 pe 3. Minus radical din 3. Minus radical din 3. Da, da. Se duce asta și minus radical din 3 pe 3. Da. Să ne ducem și la 136 de grade. Hai, încercați să faceți și înainte. O parte dintre voi completați tabelul ăsta fără să vă uitați la tablă. Dacă ați început să înțelegeți, vă puteți discuta și singuri. Este un semn că ați înțeles numai dacă
Singur vă puteți discuta. 1235. Da. Vezi? Asta. Acum, sinusul și cosinusul. Părintele. Părintele. Să vedem. Te vezi dacă este la... Aici. Aici. Deci cât cost de 135 și simt de 135? Deci cost de 135 și simt de 135. Ia să vedem cum procedăm. Ce părere aveți de cosinusul cu sinusul? Cât sunt? Ce fel de triunghi a devenit ăsta așa dacă? Dreptunghi, isoscel. M1 egal cu OM1. Sigur este așa, da? Și ăsta de aici până aici este cos de... 135. Da, asta e cos de 135. Cosinus de 135. Și celălalt, așa, este sinus de 135. Și la când se întâmpla egalii ele, la ce? La 45. La 45. Radical de 2 pe 2 și radical de 2 pe 2. Așa. Sinusul este radical din 2 pe 2, că e pozitiv. Și cosinusul este minus radical din 2 pe 2. De acord, da? Tangenta cât va fi? Tangenta îi simt pe cos, va fi minus 1. Și cu tangenta tot minus 1. S-ar încătura să completați la capăt? Nu îi trebuia să completați. Reușiți să completați și voi individual acasă? Vă las să aflemăți completați? Da. Așa, ca să putem trece mai departe. Ei, deci rămâne temă de completat toate valorile. Cine face exercițiul ăsta corect și are răbdare să facă asta și completează cum trebuie, va avea bucuria, în final, să constate că începe să simtă de ce aceste valori sunt așa cum sunt acolo, cu plus, cu minus. Este superb. Înseamnă că încep să ai încredere și trigonometria începe să pornească. Recapitulăm. Până în clipa de față am făcut așa. Formule de legătură între funcții și cofuncții. Da? Sin de alfa e cos de 90 minus alfa. Cos de alfa e sin de 90 minus alfa. Tangenta cu cotangenta. Și cotangenta cu tangenta. Am mai făcut un alt set de formule de legătură ale același unghi. Formule de legătură ale același unghi. Și iar și-am văzut rezultat interesant. Da. Și am mai descoperit pentru unghiurile particulare valorile lui sin, cos, tangente, cotangente pentru unghiurile particulare. Și acum ar mai merita să zăbovim un pic, să aflăm funcțiile semnul funcțiilor trigonometrice încadrate. Să notăm. Semnul funcțiilor trigonometrice în cadrane. Semnul funcțiilor trigonometrice în cadrane. Secretul rămâne. Secretul trigonometriei înseamnă să lucrăm pe cercul trigonometric. Deci asta este secretul cel mare. Dacă aveți răbdare să mă urmăriți, ușor veți intra în posesia trigonometriei adevărate care vă va rămâne în sânge până la deci bătrânețe. Din nou, cele două axe, astfel împart cercul trigonometric în cadrane, da? În cadrane. Și am notat parcă A prim, respectiv B, B prim, A prim, B, B prim. După care, haideți să ne închipuim unghii cadranul întâi, un unghi alfa. Trebuie să-mi aveți pentru unghiul ăsta alfa, sinusul unghiului și cosinusul unghiului. Pentru ca să găsesc sinusul. Nu-i tot.
Unifică proiecția, X-ul. Deci X-ul punctului pe cerc e cosinusul. Și Y-ul punctului pe cerc? Sinus de alfa. Corect. Se vede foarte tare că sinusul ia cea mai mare valoare 1 și cea mai mică valoare minus 1. Valoarea sinusului între minus 1 și plus 1. Deci putem spune că sinusul e definit ca funcție, definit pe R, că orice U poate să fie. U definit pe R. Cu valoare minus 1. Minus 1, 1. Valorile sinusului sunt doar numere cuprinse între minus 1 și plus 1. Vedem zic de ceva egal cu un număr care depășește calculul minus 1 plus 1, este fals. Cosinus, la fel, tot în să scriem, cosinus e definit tot pe... Bine, tot valorul minus 1. Tangenta e definită pe... R. Să gândim un pic cu atenție, tangenta este un simple cos. Tangentă de alfa. Egal cu sinus de alfa supra cosinus de alfa. Dar, deci tangenta înseamnă un simple cos. Atenție, da? Da. Tangenta înseamnă un simple cos. Sinus de alfa supra cosinus de alfa. Asta este tangenta. Dar e de o fracție. Tangenta nu există tot timpul. Cosinus trebuie să fie diferit de 0. Da, deci există tangentă de alfa, zicem și noi, există tangentă de alfa. Dacă și numai dacă cos de alfa mai mare ca 0. Diferit de 0, nu mai mare. Diferit de. Poate să fie și număr negativ. Cos de alfa diferit de 0. Asta înseamnă cosinusul diferit de 0. Înseamnă că acele valori pentru care cosinusul este 0, să nu facă, să le dăm de toate pe ce. Ia să vedem când cosinusul este 0. La 80, la 180. La 180 cât e cosinusul este? E minus 1. La minus 1, la 90. La 90 aici. La 270. Da, și la 270. Da? Deci, hai să spunem. Deci, zicem, cosinusul nu există, două puncte. Cosinusul nu există pe punctul. Pardon, foarte bine. Tangenta nu există. Nu există pentru unghiurile. Alfa egal cu 90 de grade. 270. Așa. Apoi cât? 350. Nu, 90 plus 360. 450. Cred că e bine. 360 plus 90. Am făcut o rotație și vine din nou. Deci 360 da. Plus 270. 530. Iau 630 și am venit. Eu zic că sunt așa. 3 ori 9, 27. Cât ori? 5 ori 9, 45. 7 ori 9, 63. La 2 pi. Nu. La 2 pi. 20 de grade înseamnă pi pe 2. De ce înseamnă pi pe 2? Să ne înțelegem. O rotație completă. 2 pi. Înseamnă 2 pi. Radian. 2 pi radian. Numai jumătate. La 1 pi radian 180 de grade. Iar aici înseamnă la 90 pi. Deci să spunem, 360 de grade, săgeată, 2 pi. 2 pi radian. Pentru că uitarea de măsură a unui unghi este și în grade și în radian. 180 de grade pi. 180 grade pi radian. 90 grade înseamnă pi pe 2. Dar m-am dat de celălalt să obțin 30 de grade înseamnă pi pe 6, că pi pe 3, pi pe 3, pi pe 6. Da? Pi pe 6. Și așa mai departe. În concluzie, nu există la cât aici poți să spui egal pi pe 2, 90 de grade egal pi pe 2. Aici înseamnă
De trei ori pe noi. Trei ori pe noi. Apoi 5 pe 2. 5 pe 2. 7 pe 2. 7 pe 2. 7, 9, 11 și mai departe. Toate numerele impare, 1, 3, 5, 7, numerele impare mulțite cu pi pe 2. Nu există tangenta. De ce motiv? Că aici tangenta este sim pe cos și cosinusul fiind 0, nu are rost împărțirea la 0. Deci vă spune că tangenta este definită pe el în afară, minus mulțimea unghiurilor, care unghiuri am spus? Pi pe 2 mulțit cu 2K plus 1. Da, da, da. 2K plus 1, că 2K plus 1 înseamnă numele impare. 2K plus 1 înseamnă 1, 3, 5, 7. Cu valori. Cu valori. Bun, încă o dată spun. Tangenta îi depinde pe el în afară de niște unghiuri. În afară de unghiul pi pe 2, 3 pi pe 2, 5 pi pe 2, adică e vorba de pi pe 2 mulțit cu 2 ca plus 1. Uitați că în cau este 0, 2 ori 0, 0 și cu 1 face 1. În cau e 0, adică pi pe 2. Da. În cau e 1, 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. 3 pi pe 2. În cau e 2, 4 și cu 1, 5 pi pe 2. Este excelent. Toate numerele 2 ca plus 1 mulțit cu pi pe 2 constituie de fapt un unghiu care trebuie dat deoparte pentru că tangenta nu există aici. Haideți să vedem pentru cotangentă, apropo de chestia asta. Pentru cotangentă. Cu cine este egal cotangenta, vorbești tu? Cotangent de alfa, cotangent de alfa. Cos de alfa supra, sin de alfa. Ce este cos de alfa? Tot două fracțiuni. Există cotangentă de alfa, dacă și numai dacă, sin de alfa diferit de 0. De acord? Bun. Sinusul să fie diferit de 0. Ne întrebăm oare când ar fi 0? Ca cei care nu sunt unii care te încercăm de bani. La 0. La 0, 180. 360. Așa. Deci, zicem, sin de alfa egal cu 0. Sin de alfa egal cu 0. Dacă alfa aparține mulțimii unghiurilor, dacă alfa aparține mulțimii unghiurilor și le vedem. 0, 360, 540, da. 540. Și așa mai departe. Adică după un pi, 0, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi, toți multipli de pi. Deci alfa aparține mulțimii, nu-i bine aici, mulțimii trebuie să spuneți, în acolo. Așa, alfa aparține mulțimii ca pi. Mulțimii ca pi. Ca pi. Cu ca, îi vine mulțimii, îi vine mulțimii. Cu ca parcurge 10. Cu ca să fie din numere întregi. Îmi convine oare să fie sinusul 0? Nu. Nu are rost. Deci nu are unghiul este nou rost. Așa că ier minus mulțimea, ier minus mulțimea ca pi cu K parcurge 0. Cu valori mie. Vedeți, noi am vorbit aici mai de unghiul pozitiv, la urmă și înapoi. Tot atât de bine minus ca pi minus 1. Ca să fie și minus 1 și minus 2. În general. Ca din 0. Insistiți. Sinusul este definit pe el cu valoare minus 1, 1. Cosinusul este definit pe el în afară de. Tangenta e pretențioasă. Tangenta are pretenție următoare. Nu am voie să am unghiul de tipul 2 ca plus 1 pi pe 2. Cu tangenta și are pretenții. Deci nu mă pot descurca dacă unghiurile sunt multipli de pi, ca pi. Și atunci trebuie să dăm deoparte. Pentru că prin funcție, printr-o funcție trebuie să realizezi corespondența aceea încât fiecare unghi din domeniu se corespunde ceva. Fiecare unghi, dacă l-aș fi lăsat pe pi pe 2 sau pe 3 pi pe 2, la tangentă de pi pe 2 se întâmpla sim pe cos și fiind împărțirea la 0, nu are rost. Iată că noi trebuie să fim foarte, foarte atenți. Am mai văzut pe cinci odată
domenii și codomeniile funcțiilor trigonometrice. Sin, cos, tangentă și cotangentă. Deci ai școala acolată și scrieți domeniile și codomeniile funcțiilor trigonometrice. Domeniile și codomeniile funcțiilor trigonometrice. Domeniile și codomeniile funcțiilor trigonometrice. Am mai pus la punct niște lucruri deosebit de interesante. Bun. Acum aș vrea să trec în toate cadranele, să văd semnul funcțiilor trigonometrice în fiecare cadran. Cum este sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta. Pentru asta, haideți să construim un tabel. Da? Deci să construim un tabel care să facem următorul lucru. Dăm prietenia. Trebuie să spunem aici. Cadrane 1, 2, 3 și 4. Cadrane 1, 2, 3 și 4. Aici sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta. Adică ce semn are sinusul în cadranul 1? Plus. În cadranul 2, în cadranul 3 și în cadranul 4. Să luăm pe rând. În cadranul 1, sinusul este un număr de aici încolo. Ce fel de număr este? Pozitiv, deci plus. Cadranul 3, în cadranul 2. Da, tot pozitive. Nu, dar hai să luăm așa, să terminăm cu sinusul, cosinusul, dar cadranul 1. Cosinusul e tot pozitiv. Da. Tangenta. Plus pe plus, plus. Da. Plus. În cadranul 2. Sinusul e pozitiv. Da. Cosinusul e negativ. Da. Plus pe minus, minus, e minus. 3. În 3. Sinusul e negativ. Da. Cosinusul e negativ. Pozitiv plus. Corect. În cadranul 4. Sinusul e negativ. Cosinusul e pozitiv. Minus, minus. Iată. Semnul funcțiilor trigonometrice, da. Semnul funcțiilor trigonometrice este ceea ce am făcut în clipa de față. În cadrane. Puteți să notați semnul funcțiilor trigonometrice în cadrane. Cadranul 1 de unde până unde? Poți să spui aici. Țineți la 0 până la 90. 0, 90. 90. Cadranul 2 de la 90 la 180. Da. 180-270. Da. 270, cadranul 4, 360. Corect. Acum o să mergem mai departe și să vorbim de paritate-imparitate. Paritatea-imparitatea funcțiilor trigonometrice. Deci notăm, scrie și tu pe titlu, paritate-imparitate. Paritate-imparitate funcțiilor trigonometrice. Bine. Acum. Dacă am o mulțime simetrică, ce înseamnă mulțime simetrică? Cât conține x pozitiv să fie și x negativ. Bun, are intervalul minus 2, 2 este o mulțime simetrică. Da. Simetrică, da? Deci mulțime simetrică, odată cu câte valori sunt pozitive, au și atâtea valori negative. Odată cu fiecare element, am și opusul său. Da? Deci să zicem, o mulțime A este simetrică. O mulțime A este simetrică. Dacă și numai dacă, oricare ar fi X care aparține lui A, rezultă că și minus X aparține lui A. Odată cu un element, conține și opusul său. Așa. Fie A
Da. Fie amar o mulțime, amare mulțime simetrică. Și el dedică pe a cu valori interne. El este funcție impară, F impară, prin definiție, F se zice impară, dacă și numai dacă, F de minus X egal cu minus F de X. O funcție se zice impară, dacă minusul din argument este în față. Este fața funcției. Da, impară. De desubt, F pară, F pară, dacă și numai dacă, din F de minus X, egal cu F de X. Deci minusul nu mai este în față. Și acum, hai să vedem sinul de unghiul alfa, pozitiv, și să facem schimb de minus alfa. Ce înseamnă unghiul minus alfa? Când mă duc pe partea asta de jos, exact, tot atât de... Așa. Ăsta este unghiul minus alfa. Da, minus alfa. Te rog să duci sinusul acestui unghi. Sinus. Sinusul se duc aici și pică la mijloc. Nu, ăsta-i sinus. Așa, sinus de cât? Minus alfa. Corect, sin de minus alfa. Și aici cosinus. Minus alfa pune în paranteză. Sin de minus alfa. Și cosinus de minus alfa. Corect. Vă rog să-mi spuneți... Ăsta ar fi, da? Da, cos de da, da. Vă rog să-mi spuneți de cos de alfa și cos de minus alfa. Coincid. Coincid, da? Cos de alfa este bucata asta. Dar cos de minus alfa este același. Da. Deci vă puteți permite să spuneți că cos de alfa, scriem cos de... Cos de minus alfa, hai să luăm așa, cos de minus alfa, egal cu cosinus de alfa. Ce fel de funcții dacă nu ține cont de semn? Par, par, par. Rezultă? Cosinus este funcție pară. Cosinus este funcție pară. Să mergem la sinus. Cosinus este funcție pară. Sinus. Cosinus de minus alfa. Să zicem, sinus de minus alfa. Sin alfa. Sinus de minus alfa. Minus sin alfa. Egal cu minus sin de alfa. Rezultă sinusul este funcție impară. Sinusul este funcție impară. Adică minusul este în față. Că sinus de alfa face ăsta, iar sin de minus alfa face asta. Deci una este opusă a celelalte cavalare. Sin de alfa a făcut partea